O să iubești această rețetă de vine de pane cu sos de roșii. Hai să-ți arăt cât de ușor se prepară. Vom folosi două vinete pe care le-am spălat foarte bine. Începem să le feliem. Le puteți tăia felii mai groase sau mai subțiri, cum vă place. După ce le-am feliat, le-am pus pe o farfurie. Deasupra am adăugat sare. Le vom lăsa deoparte timp de 10-15 minute. Apoi, într-o tavă, am pus 200 de grame de pesmet. Am adăugat puțin oregano, o linguriță de ras al hanut, 100 de grame de parmezan, punem și puțină sare, mixăm totul foarte bine. Apoi, pentru sosul de roșii, vom folosi o ceapă roșie, o vom tăia cu bulețe mici. Am folosit și 50 de grame de măsline, 2-3 căței de usturoi. Într-o tigaie am pus ulei, am adăugat ceapa, am călit-o câteva minute, puteți să puneți și puțină sare. Vom pune și 300 de grame de roșii, 250 de ml de apă. Lăsăm totul să fiarbă cam 10 minute, după care adăugăm măslinele. Punem oregano, sare, piper după gust. Spre final am adăugat usturoiul. Mai lăsăm să fiarbă cam 5-6 minute, după care îl vom lăsa să se răcească. Pentru vinete vom mai avea nevoie de 2 ouă, 100 de ml de lapte, oregano, ras al hanut, cam o linguriță, sare după gust. Acum ne vom apuca de vinete, le vom da prima oară prin făină. Mai apoi prin ou. Dacă vă face plăcere, vă aștept și pe canalul meu de YouTube Ella Cooking sau mă puteți găsi și pe Instagram. Și ultima oară le vom da prin pesmet. Procedați la fel cu toate. Separat într-o tigaie am pus cam 4 linguri de ulei. Apoi am adăugat vinetele. Le-am lăsat cam 4-5 minute pe fiecare parte, până vor avea o culoare aurie. Deci chiar trebuie să le încercați, sunt atât de bune și atât de gustoase, perfecte pentru acest sezon. După ce au fost gata, le-am scos pe un șervețel pentru a elimina tot uleiul în exces. Așa arată și sosul nostru. Aveți aici și o sugestie de prezentare. Deasupra am pus sos de roșii, parmezan, am pus din nou o felie de vânătă, am adăugat roșii din nou, parmezan. Eu sper că v-a plăcut rețeta, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Mulțumesc!